Fraților și bine uh, salutare fraților și bine v-am regăsit, salutare fraților și bine v-am regăsit, nu știu dacă s-a pornit de la început. Am promis niște videoclipuri despre clasamente, campionate și toate cele. Suntem pe platforma Flash Score, o să vedeți, când uh, o deschizi apar campionatele preferate sau dacă nu ai preferate deja, îți apar în ordine și găsești țara la țara ta la R, România și tot așa, în fine. <coughs> ca să dați pe clasamente e simplu, pentru cine nu știe, apăsați aici unde am apăsat eu clasamente, în dreapta jos. Bun, și mergem să analizăm și noi campionatul Angliei, că tot s-a terminat. Uh, nu totul, dar este foarte aproape de a se termina absolut tot. Așadar, rămâne să vedem ce surprize vom avea, dacă vom avea. Bun, pe primul loc în Premier League a terminat Manchester City cu 91 de puncte, pe locul 2 Arsenal cu 89 de puncte, pe locul 3 Liverpool, echipă de la care pleacă Jurgen Klopp, de fapt asta a fost, a fost ultimul meci recent și nu știm ce va face Jurgen Klopp, chiar nu știm, 82 de puncte pentru Liverpool. Aston Villa pe 4 cu 68 de puncte. Uitați-vă câtă distanță este între locul 3 și locul 4, 14 puncte practic. Tottenham la 2 puncte distanță de Champions League efectiv cu 66 de puncte. Și Chelsea la 3 puncte de un loc de uh, Europa League de grupe. Vor juca calificare de conference practic din păcate. Da, bine, eu nu sunt vreun fan Chelsea sau ceva, sincer să fiu de mic, mi-a plăcut Liverpool în campionatul Angliei, în Premier League și celelalte echipe le vedeți, Newcastle pe 7 și în ordine Manchester United, West Ham, Crystal Palace, Brington, Bournemouth, Fulham sau Fulham, cum zic englezii, Wolves, Everton, Brentford, Nottingham <coughs> și cele trei retrogradate Luton Town cu 26 de puncte în 38 de meciuri practic a promovat printr-o minune a fost o echipă care efectiv wow că a promovat jucătorii clar nu erau de Premier League maxim de Championship și au depășit absolut orice puteau face mai bun în viață, bravo lor, îi felicităm pe această cale. Burnley doar 24 de puncte și Sheffield United 16 puncte, acestea sunt retrogradatele în Championship, campionat în care facem tranziția în acest moment și iată, când dăm pe el, ni se spune să vedem play-off sau principal. Hai să vedem principalul pentru început după care mergem în play-off. Bun, pe primul loc a promovat, bineînțeles, în detrimentul celor trei echipe care au căzut din Premier League, Leicester, cu 97 de puncte în 46 de meciuri. E foarte greu campionatul Angliei de la uh, Liga a doua în jos până chiar la Liga a cincea, despre a șasea putem vorbi mai încolo. Ipswich... Uh, și ea cu 96 de puncte, deci practic au ratat campionatul la un punct distanță pentru că aveau golaveraj mai bun din câte vedem. 92 de goluri marcate și 57 luate. Bine, de fapt Leicester, Leicester cum zic englezii, au luat doar 41, deci tot ei câștigau campionatul în caz de egalitate de puncte. Leeds pe locul 3 cu 90 de puncte, Southampton cu 87 de puncte pe locul 4 și West Bromwich pe locul 5 cu 75 de puncte și aici o diferență de 12 puncte pe locul 6 Norwich cu 73 de puncte în ordine astea, în ordine astea 4 care sunt vișini sau ce culoare e asta aici vor juca Leeds cu Norwich și Southampton cu West Bromwich și facem chiar acum tranziția la playoff să-l vedem Iată, finala va fi între Leeds și Sohampton, cele mai bune uh, două clasate echipe după locul uh, 2 și în semifinale a fost uh, Leeds cu Norwich, deci 3 cu 6 exact cum am spus, locul 3 cu locul 6 și a câștigat Leeds cu 4 la 0 într-un final uh, și Sohampton 4 cu 5, da? Sohampton cu West Bromwich și a câștigat Sohampton cu 3 la 1. Uh, și așadar avem în final uh, un meci uh, între Leeds și Southampton pentru promovarea în Champions uh, în Premier League, pardon, din Championship, care se va juca pe Wembley, da? uh, La data de 26 a 5, -a, adică peste 3 zile uh, la ora 17. Sper să vedem la televizor această uh, luptă deși văd că niciun site din România nu anunță că l-ar sau vreo televiziune că l-ar da da, interesant lăsați-mi în comentarii cine vă doriți să promoveze în Premier League dintre Leeds și Southampton chiar sunt curios și părerile voastre și mergem în continuare la clasamentul de la locul 7 în jos Hull pe locul 7 în ordine Middlesbrough, Coventry, Preston, Bristol, Cardiff, Millwall, Swansea, Watford, Sunderland, Stock, QPR, Blackburn, Sheffield, Plymouth și ultimele trei clasate, Birmingham, într-un final a retrogradat Birmingham, în loc să promoveze echipa asta a retrogradat o echipă care a stat foarte mulți ani în Championship, da, Interesant, cu 50 de puncte au retrogradat un punct distanță între locul neretrogradabil 21 și locul 22. Uh, Huddersfield cu 45, așadar vor juca în League One și Rotterdam cu 27 de puncte. Bun, acestea sunt echipele care vor juca în League One, echipele care vor juca în uh, Premier League, sigur Leicester și Ipswich și probabil Leeds sau Southampton. Da, foarte probabil ce zic eu, nu? Lăsați-mi acolo comentariu să vedem cine vă doriți voi să promoveze dintre aceste două echipe și mergem în League 1 să vedem ce echipe vor promova din League 1 în Championship. Portsmouth clar și cu derby. 97 de puncte pentru Portsmouth, derby 92 de puncte, o distanță de 5 puncte. Uh, practic o victorie și două egaluri. Da, în de favoarea celor de la derby. Așa. Bun. Bolton este pe 3 și a luptat cu Barnsley pentru locul uh, din Championship uh, și Peterborough cu Oxford și o să rămâneți surprinși aici. Mergem la uh, playoff și o să vedeți că în semifinale uh, unde sunt semifinalele. Așa. Bolton a câștigat cu și s-a calificat odată cu 3 la 1 și odată cu 2 la 3 a, a câștigat și Barnsley dar cu 3 la 2 Bolton a câștigat cu 3 la 1 Peter Peterborough locul 4 a pierdut cu locul 5 practic 1 la 0 pentru Oxford și 1 la 1 pe urmă iar în finală sunt Bolton cu Oxford care Oxford United bineînțeles că a câștigat Uh, această promovare mergem la campionat la campionatul principal și avem promovate în championship Portsmouth Derby și cu Oxford United mă uit să văd cât mai avem 10 minute se înregistrează din câte știu bun mai avem un minut celelalte sunt uh, în ordine Lincoln pe locul 7 în League 1 da? Blackpool pe locul 8 și în ordine Steven Age, Wicombe, Leighton Orient, Wigan, uh, Exeter, Northampton, Bristol Rovers, Shelton, Reading, Cambridge și uh, Shrewsbury alături de Bolton, care a fost doar la două puncte distanță de retrogradare. Retrogradatele direct din Championship. Uh, pardon, din Championship, cred că 3, da, 3 care cad, la fel ca în Premier League. Dar din League 1 în League 2 uh, cad 4 echipe direct. Uh, și anume Cheltenham cu 44 de puncte, Fleetwood cu 43, Port Vale cu 41 și Carlisle cu 30 de puncte doar în 46 de meciuri. Acesta este episodul uh, acesta. Ne vedem cu League 2 uh, și celelalte ligi puțin mai încolo. Pa.